Meteorologii au emis la sfârșitul săptămânii trecute cod portocaliu de nisori și viscol pentru cea mai mare parte a sudului țării. La Giurgiu a început să ningă abundent încă din noaptea de sâmbătă spre duminică. Doar 12 ore de nisoare au fost suficiente ca traficul de pe mai multe drumuri județene și chiar drumul național 5 să fie închis. Din păcate, județul nostru se află printre celelalte 20 de județe în care meteorologii au emis cod portocaliu de nisori și viscol. În acest moment putem observa cum polițiștii de la rutieră tocmai au închis drumul național 5 pentru a evita eventualele înzăpeziri. Cei ce au de suferit sunt șoferii tirurilor și autocarelor care sunt opriți pe partea dreaptă a carosabilului. Câteva ore mai târziu, traficul în cea mai mare parte dintre drumurile județene a fost reluat, însă a fost restricționat pentru autovehiculele ce depășesc 7,5 tone. Potrivit datelor comunicate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în ziua de sâmbătă la ora 16, atât pe drumurile județene cât și pe cele naționale se acționa cu peste 20 de utilaje și materiale. Din cauza fenomenelor meteorologice a avut de suferit și traficul din punctul de trecere al frontierei Giurgiu. Acesta s-a desfășurat în condiții de iarnă pe sensul de ieșire din țară. Din cauza ninsorilor mult mai abundente decât la noi, autoritățile bulgare au luat decizia de a închide circulația pe sensul de intrare în țara noastră. După ce mai multe drumuri județene și drumul național 5 Giurgiu-București au fost închise, a venit rândul podului Prieteniei. După cum bine vedeți, circulația de pe podul Prieteniei a fost închisă, însă de această dată din partea bulgară către România. Decizia a fost luată de autoritățile bulgare din cauza fenomenelor meteorologice mult mai grave decât la noi. Duminică se arată situația drumurilor, cât și cea a localităților care erau nealimentate cu curent electric, s-au schimbat în bine. Numărul acestora a scăzut considerabil, semn că autoritățile giurgiuvene au trecut cu brio peste furia viscolului și a zăpezii.